Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd situația în care te afli și ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă în viața ta, cam care este soluția la situația în care te afli, dar vedem și surpriza în final. Numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra galbenă. Și începem cu numărul 1, piatra verde. Hai să vedem ce trebuie să cunoașteți voi. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire, găsești pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte și de o citire în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul ăla în acest moment. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 1. Sper că te-ai gândit la situația în care ești. Ok. Niște piedici care apar aici, privind o schimbare, privind o transformare. Două drumuri care se separă, mai văd. Doar că ești într-o perioadă destul de norocoasă, aș spune eu. E ca și cum ai un prieten aici care te ajută, care te ghidează, care te sprijină. Dar în momentul de față văd un blocaj privind o relație, privind o situație poate de triunghi amoros și este clar că cineva trebuie lăsat în urmă. Poate să reprezinte în unele cazuri, atenție, și un moment în care apare un blocaj în viața ta și îți dai seama că e cazul să mergi pe un alt drum, e cazul să schimbi direcția, pentru că înainte nu se mai poate. E ca și cum universul te blochează și vrea să te ducă pe drumul tău, vrea să te ducă acolo unde ție ți este destinat. Doar că cineva se cam opune la schimbarea asta. Hai să vedem care este provocarea. Păi provocarea este o persoană foarte curioasă. Provocarea ține de faptul că cineva vrea să știe mereu ce o să se întâmple, cineva vrea să știe totul în permanență. Poate să fie vorba și de o persoană care mai minte așa din fire. Sau provocarea, obstacolul, să zic că poate să țină și de faptul că cineva nu vrea să se intereseze, da, în legătură cu altă persoană. Poate e cazul să lași trecutul în urmă și să vezi că poate mai sunt persoane în jurul tău, dar e nevoie să te informezi, e nevoie să socializezi, să ieși în oraș, să comunici cu oamenii. Poate provocarea aici ține și de faptul că este nevoie să mai cauți și altă oportunitate, să mai cauți și altă direcție. Dar totuși simt eu aici și că e o persoană ceva mai curioasă, ceva mai ciudată. Cineva care e mai temător din fire și care nu vrea să se arunce cu capul înainte decât după ce știe exact una și bună. Hai să vedem ce urmează în situația asta. Uite, cineva te dorește. Aici poți să primești fie o ofertă de muncă, fie o ofertă de dragoste. Poate niște cuvinte frumoase din partea partenerului, văd aici. O întâlnire poate avea loc și niște vorbe frumoase pe care le primești. Hai să vedem soluția. Soluția ține de un cadou sau soluția poate să vină undeva în perioada sărbătorilor sau la o zi mare, la o zi sfântă. Soluția poate să fie și faptul că dacă a apărut monotonia în relația asta sau în situația asta, cumva trebuie să-l surprinzi pe partener mereu sau acesta trebuie să te surprindă pe tine mereu cu anumite lucruri. Hai să vedem în final. Uite aici în legătură cu situația asta, eu văd că ce ți-ai propus tu reușești, realizezi. Și uite, în final văd un noroc foarte, foarte mare pe care tu îl vei avea, fie în legătură cu persoana asta, fie cunoști o nouă persoană. Dacă ești o persoană singură, vezi că o să primești o invitație undeva la o zi de naștere, la o petrecere, la nu știu, un eveniment mare. Da, e ceva important și trebuie să mergi acolo ca ai șanse să cunoști o persoană nouă prin niște prieteni sau prin niște cunoștințe. Revenind, în final eu văd aici că tu îți realizezi dorințele, văd și un noroc mare pe care îl vei avea, te vei bucura foarte, foarte mult. Poate să fie legat și de bani și să vedem surpriza pentru tine în toată această situație. Surpriza pentru tine este că vei fi lăudat, vei fi onorat, vei primi o veste foarte bună. Poate să fie vorba despre o avansare la muncă,
Poate să fie vorba despre faptul că relația aceasta se oficializează sau omul ăsta îți face bine, te ajută dintr-un anumit punct de vedere. Foarte interesant. Hai să vedem puțin care e soluția. Mai vreau mai multe detalii despre soluție. De soluție e surpriză, încă nu e spusă. Soluția vine prin a vă recăpăta, nu știu, fie încrederea în propria persoană, fie este vorba despre o întâlnire pasională, despre a vă conecta foarte mult la nivel interior. Și soluția ține de faptul că, uite, unul dintre voi e narcisist, așa, se iubește prea mult pe sine și e nevoie să mai lase de la el sau de la ea. Sau că cineva trebuie valorificat mai mult, mai poate să fie. Hai să vedem în final ce e cu surpriza asta. Surpriza ține de o întâlnire, uite, pe care o să o ai, pe care o să o ai, poate știu eu, într-un moment în care te întâlnești cu cineva la o cafea sau cineva îți propune o simplă întâlnire și acolo poate te trezești cu un inel pe deget, poate te trezești cu o discuție, poate pur și simplu legată de o căsnicie, da? Însă mai văd aici și faptul că e ca și cum surpriza e că aici primești o dovadă, cum că nu ești abandonat sau cum că omul ăsta nu te lasă, cum că nu-ți dai demisia, cum că lucrurile astea se rezolvă. Ești bine dintr-o situație, dar pentru unii simte aici o relație fie de triunghi amoros, fie o situație în care lucrurile nu sunt clare. Hai să vedem și tarotul ce zice, luăm câteva cărți, deja ai ieșit o carte. Tarotul vorbește despre o hotărâre importantă legată de o relație și cineva care trebuie să abandoneze o casă, trebuie să abandoneze un ideal pe care îl are. Doar că e ca și cum persoana asta nu se simte suficient de deschisă aici. Cuiva nu-i convine să fie pe locul 2 sau cuiva nu-i convine ca această relație să fie doar așa la nivel superficial. Însă ce văd este că un rege de bâte aici va acționa atunci când va vedea că te va pierde sau poate cine știe chiar atunci când te va cunoaște. Dacă ești femeia din relație, atunci văd un bărbat aici care urmează să acționeze. Poate să fie vorba despre o persoană nouă pe care o cunoști sau de partenerul actual. Să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru numărul 1. Căsătorie. Uite, poate e ceva legat de o discuție pe care o aveți privind o logodnă, privind o căsătorie. Și uite, ca și sfat aici, îngerii ți-au spus să notezi tot ceea ce este remarcabil la relația voastră, să notezi toate acele lucruri pozitive. E ca și cum ți se zice aici să apreciezi mai mult persoana asta, relația aceasta. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși butonul de like. De asemenea, îți reamintesc de aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de citiri oricând ai tu nevoie. Îți ofer un sfat. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul cu privire la situația în care tu te afli. Care este blocajul, care este soluția, ce urmează, rezultatul final, dar și surpriza pentru tine. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o citire personalizată sau dorești o ghidare din partea cărților de tarot, oricând ai nevoie, îți pot oferi cu mare drag în aplicația Tarot by AI. Acolo ai toate informațiile necesare, de asemenea tot acolo ai în fiecare zi
culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine și țin să menționez faptul că accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem ce spune acest tarot, care știu că ție îți place foarte mult. E, aici avem o cununie, o relație. Da? Cineva aici își dorește să se întâlnească cu tine sau cineva dorește să reia un proiect în legătură cu tine. De asemenea, văd niște discuții foarte serioase privind o logodnă, privind o oficializare a unei relații. Este un moment foarte profund. Da? În momentul de față, văd aici o schimbare foarte mare privind o poveste de iubire. Cineva te dorește foarte mult și toată situația asta, să știi că schimbă destul de mult lucrurile între voi. Se produce o schimbare în această relație, în această situație. Poate să fie vorba despre pasiunea din relație, care ușor, ușor spun eu că aici se schimbă. Fie se stinge, fie este o pasiune care acum renaște. Renaște, da? Hai să vedem care e provocarea în situația asta, o invitație. Da, provocarea ține poate de faptul că aștepți ca persoana asta să te invite undeva sau aștepți să primești o anumită cerere, aștepți să primești anumite vești de la acest om și provocarea poate să țină și de o lipsă de inițiativă a acestei persoane. Poate chiar este vorba despre o atitudine ușor imatură. Ce urmează? În legătură cu situația aceasta, tu vei reuși ceea ce gândești și vei primi o veste onorabilă, vei primi o veste extraordinar de bună. În legătură cu această persoană, în legătură cu situația în care te afli. Poate este vorba despre muncă, poate o veste bună pe care o primești în legătură cu un prieten, mai văd aici. Hai să vedem care este soluția totuși la toată povestea asta. Este o companie plăcută. Deci soluția cumva e să te bucuri de viață împreună cu o persoană. Soluția vine printr-o întâlnire pe care o vei avea cu o persoană dragă ție sau cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult, o persoană la care tu ții foarte mult. Poate un prânz pe care îl iei împreună cu cineva sau o activitate, văd aici, pe care o ai. Iar rezultatul final, văd o surpriză pe care o ai în legătură cu o întâlnire. Surpriza asta vine prin faptul că cineva te vorbește de bine, cineva îți spune niște cuvinte frumoase. Poate să fie vorba despre o invitație pe care tu aștepți și pe care o primești cumva în viitorul puțin mai îndepărtat. Vei rămâne surprins cât de frumos vorbește despre tine cineva. Vei rămâne surprins de o conversație pe care o vei avea aici undeva în aer liber, undeva pe o stradă. Iar surpriza în această situație este un prieten sincer. Vei rămâne foarte surprins sau surprinsă de mesajul pe care tu îl primești din partea unui prieten sau vei rămâne foarte surprins de faptul că acest om îți este chiar un prieten adevărat. Vei rămâne surprins de fidelitatea acestei persoane. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând, cu problema aceasta. E, are legătură cu cineva care are nevoie mereu de dovezi. Da? Văd o persoană care vrea mereu să dețină controlul într-o relație. Poate să fie și cineva care are anumite probleme, poate din punct de vedere emoțional, poate e cineva care are niște vicii, văd aici. Problema e aici că nu vă bucurați de viață. Ia să vedem soluția. Soluția vine dintr-o iubire necondiționată, iubire de sine, pasiune, afecțiune, atracție. Deci cam asta e soluția, să creșteți iubirea asta, să o alimentați. Soluția ține poate chiar de o logodnă, de o relație sau chiar de oficializarea acestei situații, văd aici. Asta e soluția. Și să vedem cu surpriza asta cum e.
E, surpriza e, uite, din nou, un inel de logodnă sau un inel de căsătorie. Aici e logodna și aici sunt verghetele. Nu știu ce faceți. Uite, arcul lui Cupidon. Poate pentru unii, nu știu, e o problemă faptul că nu sunteți căsătoriți cu acte sau poate unul dintre voi încă mai are niște probleme de rezolvat din acest punct de vedere. Cineva care ți este alături până la final, ca să zic așa. Și poate chestia asta se întâmplă undeva într-un loc cald, nu știu, într-un paradis, undeva, într-o zi de sărbătoare, undeva pe la amiază. Da? Poate chiar aici surpriza e că cineva îți face o cerere în căsătorie sau aveți niște discuții din acest punct de vedere. Da? Cineva zice, uite, a venit timpul. A venit timpul, nu se mai poate să stăm doar așa la nivel superficial în relația asta. Hai să vedem ce zice și tarotul. Ok. Trei de cupe. Deci, pentru unii e clar vorba aici de un triunghi amoros sau de o relație în care doar vă întâlniți așa, vă distrați. Poate să fie o relație la începuturile ei. Este vorba despre o apăsare mare pe care cineva o simte, deci cineva nu poate să mai ducă toată situația asta. E ca și cum îți afectează și munca sau nu te poți concentra. Ai obosit ca cineva să îți spună dacă acționează. E ca și cum îți este teamă să lucrezi pentru relația asta, ți este teamă să-ți mai pui sufletul în toată povestea asta. Pentru alții poate e ceva legat de muncă. Da? Totuși, văd și o nedreptate în legătură cu un rege de monede. Regele de monede este acea persoană pe care te poți baza, este o persoană serioasă, stabilă material. Dar, în același timp, văd totuși că cineva cam profită de o anumită situație. Am întrebat ce e cu surpriza. Uite, surpriza ține de o decizie importantă care se ia undeva într-un loc străin, într-un loc nou. Poate să fie vorba despre o hotărâre importantă privind munca, privind un proiect sau chiar relația cu omul ăsta, că ziceam eu că apar schimbări mari aici între voi. Și uite, e cu multă pasiune, e cu mult entuziasm. Persoana asta ascunde de mult timp situația aceasta. Pentru alții o să rămâneți surprinși că o să aflați de un prieten că fie se căsătorește, se logodește, nu știu, ce zic îngerii. Îngerii vorbesc despre faptul că e bine să-ți iei puțin timp pentru a te gândi la această situație și pentru a o vedea într-un mod mai clar. Ying și Yang, deci cumva trebuie să vă completați aici reciproc. Și ți se spune să te bucuri de fiecare moment petrecut cu persoana asta. Ți se spune să te bucuri de relația în sine. Așa cum e ea. Așa cum e ea. Și uite, e ceva că dragostea e în aer. Și de la începutul citirii mi-a apărut această carte a căsătoriei, a relației. Dacă aștepți un răspuns, poate legat de muncă, să știi că e pozitiv. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu și de asemenea, dacă vrei o citire pentru sufletul tău, oricând găsești pe aplicația Tarot by AI. Acolo sunt mereu prezentă și îți ofer cu drag ghidare oricând ai nevoie. De asemenea, tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru sufletul tău. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și, bineînțeles, te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.